Îl avem pe Liviu Ungurean la telefon, liderul Galeriei Rapidului. Liviu, salut! Salut, Horia, te salut pe tine și pe invitații tăi. Salut, te salut. O seară minunată? Ia zi, ne saluți așa cu inima deschisă, că sunt mai mulți în partea pe CSB-ul aici. M-auzi? În afară de Roberniță, Murstelici, Stoichiță, Cobra Ilie, Bănel Nicoliță în studio. Eu nu sunt rapidist, eu sunt suporter cu băieții ăștia. Alături de băieții ăștia care mă înconjoară. Aseară tot ce a spus rapidist după meci. Vezi că te aude mustață. Bănele, și tu accepti așa ceva? Niciodată în viața mea cum să fiu rapidist. Păi nu, că Bănel nu mai știe după meci, că a plecat în minutul 85. El ce a fost după meci nu mai știe. Liviu, începe emisiunea și îl întreabă Niță pe Bănel: cum ești, Bănele? Da, Bănel zice: mai negru decât am fost vreodată. Ia zi, ține cu Rapidul în sufletul lui Bănel, Liviu? Păi așa ar trebui. După culoare, nu? După culoare, acum, nu? Ca să glumesc și eu un pic cu Bănel, bă, culoarea o ai, da, mai trebuie ADN-ul. Gata, fără din astea, că și glumele, da, vedeți noi, că noi, nici glumele. Da. Liviu, te rog, povestește-mi cum a fost seara de ieri și cum e să bați FCSB-ul în fața 40.000 de oameni. Măi, Florică, uite, ca să fiu sincer, de-abia acum cobor de-n pat. Am avut un somn așa dulce. Da. Nu am mai dormit așa bine de foarte multă vreme. Înseamnă că a fost șprițul bun. Da, așa. Nu șprițul. A fost bătălia care le-am aplicat la seară și pe teren și în tribune. Le-am arătat ce înseamnă Rapidul. Uh-huh. A trecut Rapidul pe Național Arena mai tare ca orice Intercity după planetă. Uh-huh. I-am spulberat. Da, i-a scam spulberat, Liviule. Cam ăsta e adevărul, ce să mai... 2400 de rapidiști în stadion. Am făcut instrucție cu 40.000. Mm-hmm. Da. A fost ceva de povesti la nepoți. Ah. Poate și-au luat și ei notițe și au văzut ce înseamnă o galerie și au văzut un comportament cum se susține o echipă de fotbal. Mm-hmm. Dar că am trebuit cu toții să se uite și să învețe. Mm-hmm. Da, nu, chiar a fost extraordinar, 2400 de oameni, a fost fantastic aseară. A fost efectiv un tot, și voi și echipa, un tot. La înălțime, așa cum i-au pus cei. Nu la înălțime. Da, sus la înălțime. Cum i-au pus cei de la FCSB. Păi dacă de-aia nu le dau peluza, că tot dă mustață cu papucii, cu domne, n-au fost oameni de onoare, păi dacă le dădeau toată peluza, nici nu s-auzeau. Nu s-auzeau nici la momentul de reculegere, de după meci. Asta înseamnă teama de rival. Nu că, domne, ne-au promis, nu ne-au dat, nu... Liviu Ungureanu nu e în conducerea Rapidului să decidă el cui dă și cât dă. Proprietarul stadionului din Giulești este clubul administratorului, clubul sportiv, nu FC Rapid. E CS Rapid. Dar, dacă era după mine, exact ceea ce am discutat anul trecut, eu le dădeam toată peluza. Dar și dacă nu s-a putut, noi având abonamente vândute acolo la peluză, ei au fost, pentru ei a fost ceva greu de a percepe și de a înțelege, pentru că ei nu prea înțeleg lucrurile și nu prea înțeleg ce înseamnă să duci o echipă de fotbal. Drept dovadă a fost prestația lor de aseară. În afara faptului să înjure, ei n-au știut să-și susțină echipa. Da, asta vreau să te întreb. Cum ți s-a părut prestația peluzei lor? O prestație de agricultori. Adică? Cum adică? Păi, aseară au fost tribunele pline de agricultori. Au venit toți țăranii care plantează cartofi, ceapă, usturoi. Au venit și s-au uitat ce înseamnă Galeria Rapidului, care a știut să-și susțină echipa și au purtat băieții pe brațe către victorie. Nu ați văzut și dumneavoastră, n-au fost în stare să-și desfășoare o coreografie, s-au încurcat în trei, s-au înodat pe acolo... Ce să mai... Nici nu vreau să vorbesc despre ei. I-ați dominat total? Păi s-a văzut cu ochiul liber, Horia. Nu ai văzut? Da, nu. Te întreb, da. Am văzut, da. Păi asta a spus... Păi, asta a văzut o lume întreagă. A văzut o lume întreagă. Exact ceea ce am declarat și înaintea meciului. Acolo nu este mentalitate ultra. Oamenii ăștia habar nu au ce înseamnă stadionul. Mă mir că aseară n-au mai aprins blitzurile.
Crezi că s-au simțit umiliți? Păi au fost umiliți. Da? În minutul 87 au plecat după stadion. V-a ajutat și echipa, Liviule. În primul rând, echipa v-a ajutat ca să aveți această... Ei sunt puternici și când echipa nu joacă bine. Bine. Ei tot la fel sunt. Nu neg. Noi ne susținem echipa și când nu merge bine. Știu, dar aseară... Nu, aseară... și voi sunteți acolo și când echipa nu merge bine. Nu e doar ca... Bine. Noi avem istorie, Horia, noi avem tradiție la galerie. Despre ce vorbim? Uh-huh. Spune-mi un lucru, Liviu. A fost una dintre cele mai frumoase seri de când ești rapidist? Nu. Am avut seri mult mai frumoase. A fost o seară frumoasă în care echipa a arătat atitudine și ne-au arătat respectul pe care noi îl cerem de la ei. Uh-huh. Ai trimis lui Mustață vreun mesaj? Așa, amical? Nu. Uh-huh. Am înțeles. Deci E prea supărat. Nu? Nu. Ce mesaj? I-am pus aseară mesajul sus acolo. Campionii, puncte, dașcazurli. Asta nu mai știu. Asta nu l-am văzut. Ce e? Campionii, puncte, dașcazurli. Asta nu l-am văzut. Asta a fost unul dintre mesaje. Coreografia lor, cum ți s-a părut? Păi nu am înțeles nimic. Ce coreografie? Că nu v-a avut niciun înțeles. Trebuie să mă descifreze cineva, că eu nu pot să înțeleg ce au vrut să spună. O coreografie neînțeleasă. Am înțeles, da. Aha, campionii, da, sunteți gași ca Zurli. Gata, acum am văzut mesajul în toată spre... Voi să nu-l puneți pe ecran. Că nu... Deci vă rog frumos, da. Așa, instrucțiuni neclare, cum se pune steagul oare, da? Așa. Ei sunt peluza dron. Nu s-a întâmplat odată, s-a întâmplat de mai multe ori. La ei se poartă steagul invers. Da. Ne-am bate cu noi fără regrete. Ne-am bate cu voi fără regrete, dar noi nu dăm în fete. Păi. Da, sunt simpatice. Sunt convins că și peluza Nord a avut mesaje din astea împotriva voastră. Nu le-am văzut. O să urmăresc presa să văd ce mesaje au. Cum? Da, și eu chiar sunt curios, că îți dai seama, o să-l sunăm și pe Mustați. Mai înțeles? Și am avut mai multe noi, dar ne-au fost interzise, care nu conțineau trivialități, nu conțineau cuvinte obscene și nu ne-au fost lăsate de către organizator. Am înțeles. Ce ai transmis lui Mustață după meciul de aseară? Ce să-i transmis? Sănătate, să fie sănătos. Să-și ia pastilele și să fie sănătos. Am înțeles. Ce să-i transmis?